Linge o pizza? Strică o întâlnire? Murdărește-ți hainele? Fă o farsă și strică-ți prietenia! Tipul ăsta le poate face pe toate! Urmărește noul videoclip despre ce înseamnă când ai un prieten căruia îi place să distrugă totul pe canalul Uhu! Johnny a decis să spele podeaua. E o scuză grozavă pentru a-i face o glumă? Puțină Nutella îngăleată cu apă. O farsă clasică de-a lui Sam. Iu, ce-i asta? Sper că nu e ceea ce cred eu că e. Ți-am făcut-o, John! Această seară romantică merge așa de bine. Și iată că vine primul sărut. Oh, hei, băieți! Este meciul cel mare astăzi. Nu ai uitat, nu, Johnny? Nu întrerup nimic, nu? Nu, deloc. Poate ar trebui să te duci în camera ta. Băieți, știți ce? Eu plec! Yes! Johnny iubește provocările! Eu sunt regele sticlei! Wow, Sam, ai văzut asta? Da, ești cel mai bun, Johnny! Pot să beau o înghițitură? Iubesc sucul! Acum voi încerca și eu provocarea! Desigur, Sam nu a strâns bine capacul și Johnny a făcut un duș cu cola. Sam, ce? Asta primești dacă ești prieten cu el. E timpul să-mi tai unghiile de la picioare. Sam transformă întotdeauna asta într-o sesiune interesantă de antrenament la țintă. Hei, Sam, ce faci? Ai grijă, soldat Johnny! Sam trage cu unghiile de la picioare. Întoarce-te! Păzește-ți spatele! Folosește-ți energia, John! Poți să te ferești chiar și de realitate! Iu! Oh, dragul meu Snickers! Vrei jumătate? Desigur! Sigur? O voi împărți jumătate pentru tine! Jumătate înseamnă că Sam mănâncă el însuși mijlocul și va împărți restul în jumătăți. Am făcut o treabă grozavă împărțind acest baton! Bucură-te, Johnny! Aș face orice pentru tine! Sam iubește fasolea! Nu e nimic mai bun decât o masă cu legume! Ar putea mânca 5 kg dintr-o singură înghițitură! Dar fasolea are consecințe grave? Oh, hei, Johnny! La momentul potrivit! Trage-mă de deget! Ce? Ce plănuiești? Nu plănuiesc nimic! Hai, John! Doar trage-mă de deget! Va fi amuzant! Bine! Foarte amuzant, Sam! Te-am păcălit, omule! Suntem în toiul petrecerii! Dar e așa de cald aici și iată-l pe Sam cu niște suc care să ne ajute să ne împrospătăm! În sfârșit! Iu, Sam, ca de obicei, doar... Bine, băieți, vă potriviți! Noaptea unei mari premieri de film înseamnă o noapte lungă la coadă! Așteaptă, John! Știu un truc! Oh, hei, frumoasă! Nu te-am mai văzut de ceva timp! Care-i treaba? Două bilete! Te rog! Bun! Trebuie să fug! Mă bucur să te văd! Asta a fost ciudat! Pot să iau două bilete? Îmi pare rău, dar tânărul acela a cumpărat ultima pereche! Foarte bine, Sammy! Johnny s-a plecat să-și lege și returile! A face sau nu gluma? Aceasta e întrebarea!
Tiu, bineînțeles că trebuie să fac o glumă. Nu, nu pot să-i fac asta, sunt prietenul lui. Fă-i o farsă, naivule. Nu, te rog, te rog, nu mă ispiti. Haide, ascultă-ți conștiința. Fă-o! Bine, bine, nu mai rezist. Yes! Ai câștigat. Da! Uhu! Ia asta, Johnny! Mă mut și nu o pot face singur. Va trebui să folosesc linia de salvare. Sună un prieten. Hei, Sam, mă poți ajuta să mă mut? Oh, nu! Îmi pare rău, omule! Nu astăzi! Sunt bolnav! Mă simt oribil! Da! A funcționat! Să continuăm distracția! O petrecere nu e o petrecere adevărată fără selfie-uri! Zâmbește! Știu! Te etichetez pe Instagram! Ce petrecere grozavă! O să postez fotografia chiar acum! Oh! Arăt grozav aici? Postează! Oh, am fost etichetat într-o nouă poză? Ce e neregulă cu fețele noastre? Sam a încărcat o altă poză în care singura persoană care arată bine e el! Johnny, chiar am nevoie de o cămașă verde. Poți să o împrumut pe-a ta? Sam, știi cât de mult înseamnă această cămașă pentru mine? Bine, în regulă! Uite, ia această prețioasă cămașă, dar ai grijă cu ea? Oh, desigur, Johnny! Voi arăta grozav în această cămașă! Sam e pe cale să filmeze o provocare foarte tare! Wow! Uite cum a aterizat oul pe cămașa mea! Slime-ul perfect! Mulțumesc pentru cămașă, John! Ce s-a întâmplat cu ea? Ai folosit-o pentru a transporta slime? Iu! Relaxează-te, omule! Cel puțin vom fi faimoși pe TikTok! Wow! Urmărește acest videoclip! Cămașa a meritat! Corect? Bate palma! Johnny are o criză existențială! Trebuie să se descarce unui prieten! S-au întâmplat atât de multe, atâtea sentimente, emoții, bătălii interne! Johnny e pe cale să explodeze? Hei, Sam, asculți? Îmi pare rău, ce ai spus? Am fost un pic distrat! Poftim! Ascultă noul album al lui Lady Gaga! Băieți, pizza noastră e în sfârșit aici! Brânză triplă, crustă crocantă, sosul la care visăm cu toții! Toată lumea primește o felie și Sam primește... Oh, nu! A lins restul de felii de pizza! Asta e nasol! Tripla brânză, tripla salivă! Mai vreți, băieți? Nu, mulțumim! Mănâncă singur! Johnny vrea să facă un duș! Dar Sam a decis să spele vase în cel mai rău moment posibil! Și acum apa de la dușa lui Johnny va fi foarte rece! E ca și cum ai face o baie cu gheață! Mușchii îmi sunt înghețați! Brrr! Mulțumesc mult, omule! N-ai fi putut să speli altă dată vasele! Nu te mai plânge, John! Nu vezi că fac o schimbare? Ar trebui să mulțumești! Mersi, Sam! Îmi place sunetul unui ceainic care fierbe! Ceaiul este băutura perfectă dimineața! Sau ar trebui să beau o cafea? Da, cafeaua e mai bună! Și două linguri de zahăr! Iubesc cafeaua! Sam nu curăță niciodată după el? Ce? A folosit din nou o lingură pentru toate? Hai, serios! Am ajuns în punctul culminant al jocului! Aceasta e o chestiune de viață și de moarte!
Haide, încă puțin! Dintr-o dată, sora lui Sam îl sună. E important, ar trebui să răspundă. Hei, soro! Oh, acesta e momentul perfect. În timp ce Sam e distras, pot să-l înving și să câștig ultima rundă. Ia asta! Hei, ce faci? Îmi pare rău, omule, eu doar făceam ceea ce ai face și tu. Oh, înveți de la cei mai buni din câte văd? Bine, încă o rundă! Ți-au plăcut poveștile noastre despre un prieten căruia îi place să strice totul? Atunci comentează mai jos și spune-ne dacă ai și tu un astfel de prieten și cum te descurci cu el. Prieteni, abonați-vă la canalul nostru, dați like acestui videoclip și apăsați clopoțelul. Nu rata niciun videoclip amuzant despre prietenie de la Uhu!